Bună ziua! Pentru astăzi vreau să pregătesc ceva foarte, foarte gustos, da? Poate să fie și o idee pentru sărbători, pentru Crăciun, pentru ce vreți voi, da? Eu am luat ingredientele pe care le iubesc sau familia noastră, da? Dumneavoastră luați ce vreți. Puteți pune și ciuperci sau altceva care vă place dumneavoastră. Luăm așa foitaj, luăm jumătate de kilogram de piept de pui, aici am un mușchiuleț de porc, o roșie, jumătate de cape ardei, un ou și cașcaval, da? O să umplem o ruladă de pui cu de toate, da? Și o să o învelim în așa foitaj din comierț, da? O să iasă o ruladă foarte delicioasă și tare super faină, da? O să facem pieptul de pui fâșii, după care îl batem. Deci o să-mi iasă, cred că 4 sau 5. O să-l bat bine, 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 da? Și după care punem pe aluat. O să batem ou, să ungem și înăuntru și deasupra și tăiem roșiile rondele, aici așa, punem cașcaval. Eu am ales să fac așa pentru că în ras el se topește și nu rămâne nimic, dar așa o să aibă o textură frumoasă. Deci, foarte simplu și ușor. Începem cu pieptul, îl batem bine, bine, da? Ia uitați aici, eu l-am făcut atât de subțire. Nici nu trebuie să-l bat foarte subțire, da? O să-l bat un pic, da? Oricum. Mi-a ieșit perfect. Dar trebuie să-l batem. Despre gramaj, da? De exemplu, la cașcaval. Nu prea iubesc să lucrez cu gramajul. Pun atât cât îmi place. Atât cât vreau eu, da? Nu pui la gramaj, nu pui la... Luați așa câte 100 de grame de mușchi și 100 de cașcaval. Acum o să-l bat foarte, foarte bine, dar după care îl umplem, trebuie să-l puneți la frigider cu cuptorul preîncălzit. Când îl scoateți, doar l-ați uns, da? Și l-ați băgat în cuptor. El când o să stea un pic la frigider, 20 de minute, jumătate de oră, perfect. O să fie aluatul mai fragil și mai bun. Această ruladă o să iasă foarte suculentă pentru că nu o să se usuce care a luat acesta și o să-i dea o textură foarte faină. Puteți să-l tăiați frumos, să-l puneți și pe masă, puteți să-l puneți la orice sărbătoare care aveți. E o ruladă foarte, foarte super tare. Iată, eu deja l-am bătut, da? Nu chiar subțire, așa e ok. Acum vom săra un pic, da? Pipăra. Am pus aici împreună cu sare și piper negru, roșu și alb. Sărăm așa pe fiecare. Să nu uităm de sare. Okay. O să dea gust, da? Dar oricum se sărează. Un pic. Noi nu mâncăm cu sare foarte mult. Așa, am sărat, le-am lăsat un pic să ne pregătim foaia de foietaj, da? Iată așa, puteți să-l mai întindeți un pic. Vă măsurați cât aveți nevoie. Acă și vedem. Eu am bătut un ou. Am ung partea care voi pune cărnița cu ou. Așa. Și începem să punem cărnița peste, da? O să încep de aici. Așa.
Puneți cum vreți voi, da? De exemplu, punem așa, ca să facem un... Iată așa, vedeți? Și tot așa mai departe mergem cu cărniță, da? Ca să nu aibă așa, surplus. Și tot așa suplinim unde mai avem nevoie, da? De exemplu, aici am să pun. Nu rămână. Am aici o bucată mai mare. Pun aici. Așa. Minunat. Mi-a ieșit. Vedeți? Bucata asta o să pun aici. Vedeți? Și tot cum trebuie să fie. Iată așa. Și acum vom veni cu cașcavalul. Punem acum și vă arăt cum. Adică să fie așa un rând. Aici, da? Spre exemplu, așa. Un rând de ardeal. Așa. Și roșie, da? Roșie aici punem. Următoarele la fel. Dacă nu vreți, nu puneți roșie. Uite așa. Acum iarăși vine cu un rând de cașcaval. Da? Și vine cu un rând. Așa. Roșie am pus, nu mai punem, da? Acum vom veni. O parte trebuie să lăsăm. Când o să rulăm, partea asta oricum tot timpul rămâne așa. Și vom veni cu un rând de mușchiuleț. Sau ce vreți voi. Puteți spune ce bacon. Sau, eu știu, eu să-i pun mușchiuleț ca mușchiuleț, da? Iată așa. Eu o să mai adaug cașcaval. Voi cum vreți. Iată așa. Acum începem să-l rulăm. Foarte, foarte ușor se face treaba asta. Ia uitați-vă. Așa. Mergem până la sfârșit, da? Uite așa. Pe margine o să prindem cu aluat de aluat, da? Iată așa. Mergem până la sfârșit. Haideți să vă arăt. Aici vom tăia. Uite așa. Aici marginea trebuie să prindem. Și acesta este rulul. Vedeți, eu l-am prins. Puteți să lăsați, că nu e problemă dacă mai rămâne desprins, da? Iată așa. Și această hârtie, știți că nu se aruncă, da? Eu o să-l învelesc în această hârtie. O să o tai frumos. Învelesc și lăs așa să se odihnească. Aici o să facem așa mici tăieturi.
și la cuptor o să punem pentru 25 de minute, depinde de cuptor, 25-30. Să lungim. Acum îl voi îmbrăcăni și îl voi lăsa la frigider pentru jumătate de oră. Acum vreau să ung rulada foarte, foarte bine și o bag la cuptor. A stat la frigider. Ungem foarte, foarte bine. Și o băgăm pentru jumătate de oră, maxim 35. Vedem după cum se ruminește, da? Ingredientele dinăuntru se fac, stați liniștiți. Este piept de pui. O să se fac foarte, foarte bun. Da? Ia uitați cum arată. Și acum o să o bag la cuptor. Iată așa am pus-o închisă, după care o voi descoperi, da? Iată așa, am băgat-o și se se facă. Iată, eu am scos-o, vedeți? Am desfăcut și o să și deasupra se prinde crustă, da? Vedeți cum arată. Aici un pic o cușcă cașcavală, dar nu-i problemă. Îl se lipește la loc și o băgăm din